12 februarie 2010, la inițiativa două tinere ambițioase, Clara Mărculescu de la Centrul de Afaceri și Miruna Eftimiu de la Direcția de Dezvoltare a Consiliului Județean, era înființat grupul local de acțiune comună, mai exact Comisia Mixtă pe Agricultură Română-Bulgară. Miercuri 12 februarie, după 4 ani de funcționare a structurii, s-a tras cumva o linie, fiind făcut așadar un scurt bilanț al activității în cadrul GLAC. Reuniți la Consiliul Județean Giurgiu, cei din delegațiile română și bulgară au susținut o primă ședință pe 2014 a Comisiei Mixte. În prim plan au fost activitățile din 2013. Este vorba despre 8 întâlniri comune, 4 la Giurgiu și 4 la Ruse, la care au participat per total aproape 80 de persoane. Este vorba despre fermieri, primari, reprezentanții autorităților județene sau specialiști în domeniul agriculturii. Dincolo de reușita privind înfrățirile între localități din județul Giurgiu și districtul Ruse, prin intermediul Comisiei Mixte pe Agricultură au fost obținute și alt gen de succese. Rolul GLAC-ului în anul 2013 a fost în primul rând schimbul de experiență dintre cei care lucrează în agricultură din județul Giurgiu și districtul Ruse. Cu această ocazie s-au semnat foarte multe contracte și cu siguranță foarte multe experiență s-a luat de la unii către ceilalți. Despre ce au reușit să facă membrii GLAC a vorbit și șeful Centrului de Afaceri Danubius Giurgiu, Clara Mărculescu. Acum, după 4 ani, am mulțumirea și bucuria de a putea spune că în sectoare extrem de importante ale agriculturii s-au realizat colaborări și cooperări importante și vreau să subliniez aici cooperarea în cadrul producției și procesării mierii, producția și procesare de carne, producția de ciuperci. De asemenea, Clara Mărculescu a amintit de tratarea unor subiecte foarte importante, precum agricultura ecologică și prezentarea unor afaceri inovative. Chiar dacă în 2013 directorul adjunct al Direcției de Dezvoltare a Consiliului Județean, Miruna Eftimiu, s-a dedicat familiei, a revenit la serviciu cu forțe proaspete. El a spus celor prezenți că le stă la dispoziție pentru întocmirea unor proiecte comune. Pot să consider contribuția mea pe viitor la crearea de proiecte transfrontaliere, atât în domeniul agriculturii, cât și pe creare de rețele de parteneriat pentru obținerea de alte finanțări. GLAC, prin Comisia Mixtă pe Agricultură, nu a însemnat doar teorie, a spus și cel care încă de la înființare a contribuit la succesele structurii, consilierul personal al președintelui Consiliului Județean, Petre Mimiș. A fost o activitate, zic eu, benefică, deși în aparență s-ar putea crede că a fost foarte teoretică. Consider că au fost și oameni care au beneficiat în mod concret și cred că este ceea ce Comisia și-a propus să facă. Să pună oameni în contact, să facă experiențe legate de ceea ce se poate întâmpla de o parte și de alta adunării. Cea care, alături de colegii săi, și-a pus tot sufletul și toate eforturile pentru ca totul să meargă bine în acești 4 ani în relațiile între fermierii români și bulgari, dar nu numai, Lili Ganceva a adus miercuri la Giurgiu o veste bună. Exemplul din euroregiunea noastră ar putea fi luat la nivel central. Este vorba despre înființarea unei asemenea comisii la nivelul Ministerelor Agriculturii din cele două țări. Și eu am fost tare fericită când am spus că noi deja aici, măcar la nivelul nostru, în județul Giurgiu și districtul Ruse, deja 4 ani avem acest grup, i-am și dat buletinul măcar din anul trecut, dânsii au rămas foarte încântați, da? Și i-am spus că dacă suntem la dispoziție să preiau experiență. Întâlnirea de miercuri a celor din Comisia Mixtă pe Agricultură nu a însemnat doar un bilanț și planuri de viitor, ci și predarea ștafetei privind conducerea GLAC. În ultimele 6 luni, președinte al Comisiei a fost Dumitru Gavrilă, iar de astăzi șef este subprefectul de Ruse, Aileean Karamehmedova. Vreau să vă asigur să aveți încredere în mine. Sper să fiu și eu atât de bine să conduc grupul GLAC-ul nostru, așa bine cum a fost și domnul Gavrilă. Permiteți-mi să ne urim multe succese pentru următoarea perioadă. Relațiile de prietenie și cooperare între cei din Giurgiu și cei din Ruse, în mai multe domenii și diferite niveluri, sunt recunoscute așadar și de autoritățile centrale ale celor două țări. Și dacă tot vorbim despre prietenie, evenimentul nu se putea încheia fără oferirea de cadouri de ambele părți.